Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! Una dintre cele mai extraordinare vietăți care trăiește pe Pământ poartă numele de Blob. A apărut de milioane de ani și totuși încă nu avem idee ce e, a declarat Bruno David, președintele grădinii zoologice din Paris, unde Blob a devenit un punct de atracție. Deși nouă, oamenilor, ne place să credem că suntem cele mai importante ființe de pe Pământ, alături de noi trăiesc sute de mii de specii de animale, cel puțin la fel de importante. Deși se cunosc atâtea, surprinzător, oamenii de știință încă descoperă specii noi. De asemenea, multe animale nu vor fi observate de-a lungul vieții noastre. Acestea fie trăiesc pe fundul oceanelor, fie sunt invizibile ochiului uman, fiind extrem de mici. Multe dintre ele, însă, odată observate la microscop, au servit drept inspirație pentru multe personaje extraterestre din filmele science fiction datorită formelor bizare. De exemplu, știați că există o specie care este practic nemuritoare? Sau că alte animale pot dormi până la 3 ani? Astăzi vorbim despre Blob, animalul cu 720 de sexe. Denumirea științifică a unui blob este Physarum policephalum, o formă de viață unicelulară, o celulă imensă, nici ciupercă, nici plantă, nici animal, care trăiește în păduri de sute de milioane de ani, pe sub frunzele uscate sau acoperind crengile arborilor. Poate avea diverse forme și culori, frecvent de culoare galbenă, o consistență gelatinoasă, se hrănește, se deplasează și poate să-și dubleze talia într-o singură zi, ajungând până la aproximativ 10 metri pătrați. Dacă acest organism este tăiat în mai multe bucăți, se regenerează. Un blob are așadar o singură celulă imensă și nenumărate nuclee. Se poate diviza în mulți rapid, acoperind suprafețe de metri pătrați și este nemuritor. Principala fază vegetativă a unui blob este plasmodiul, o masă plasmatică formată din rețele de vene protoplasmice care distribuie substanțele nutritive cu mai multe nuclee cu învelișul format dintr-o singură membrană. Când se hrănește, un blob înconjoară substanțele nutritive și secretă niște enzime pentru a le digera. În perioadele în care condițiile de mediu sunt nefavorabile, un blob intră într-o stare latentă, protectoare. Deplasarea se face printr-o mișcare a citoplasmei de dute vino, la intervale de aproximativ 2 minute. Un blob secretă și un mucus care îl protejează de deshidratare, dar care are și un rol repulsiv, astfel încât să nu exploreze de două ori în același loc. Această memorie spațială îi permite să se deplaseze în jur de un centimetru pe oră. Blob, o formă de inteligență ciudată, un potențial uriaș pentru cercetarea științifică. Ființă foarte interesantă, creatura este capabilă să memoreze, să rezolve probleme, să se deplaseze într-un labirint sau chiar să se comporte ca un animal. A fost numită după filmul de groază The Blob, în care o creatură extraterestră vine pe Pământ pentru a devora rezidenți din Pennsylvania, Statele Unite. Organismul real este compus dintr-o singură celulă, câteodată cu mai multe nuclee care se pot reproduce. Un organism unicelular ciudat, care nu are gură, deși poate detecta și digera alimente, nu are creier, dar poate învăța, blobul nu are nicio cavitate bucală, adică gură, nici picioare sau creier. Totuși, el reușește să se hrănească, să se dezvolte și să se deplaseze, chiar dacă foarte lent, fără probleme. Culoarea sa este galbenă, iar capacitatea sa de a învăța îi uimește pe cercetători. Blob este o ființă vie care aparține misterelor lumii.
deși fără creier, este capabilă să învețe, iar dacă unești doi blobi, cel care deja a învățat îi transmite cunoștințele celuilalt, a explicat Bruno David, directorul Muzeului Național de Istorie Naturală din Paris, care nu a explicat cum a apărut ciudata ființă. Știm sigur că nu este o plantă, dar nu știm să spunem dacă este un animal sau o ciupercă, a afirmat oficialul. Potrivit unui studiu publicat în anul 2016, chiar dacă nu are un sistem nervos, creatura poate învăța din experiențe, schimbându-și ulterior comportamentul. S-ar putea ca exprimarea de cea mai ciudată creatură de pe pământ să sune puțin exagerat. Dar ținând cont de faptul că acest organism misterios arată ca o ciupercă, dar se poartă ca un animal, are 720 de sexe, nu are creier, dar poate să învețe, nu are stomac, dar poate să digere hrana, credem că merită titlul din plin, în cel mai bun sens pe care îl poate avea cuvântul ciudat. Urmărind comportamentul unui blob, cercetătorii încearcă să demonstreze că originea inteligenței se află în memoria celulară. De pildă, în timpul unui experiment, pe durata 9 ore, mai multe astfel de organisme unicelulare trebuiau să traverseze diverse substanțe amare, inofensive, înainte de a ajunge la o sursă de hrană. Un grup trebuia să treacă peste un pod de chinină, altul peste un pod de cafeină sau de sare, iar un al treilea nu avea de trecut niciun obstacol. Dacă la început aceste protiste, organisme unicelulare numite blob, erau reticente la trecerea barierelor cu substanțe amare, odată cu trecerea zilelor, au învățat că nu sunt periculoase și le-au traversat din ce în ce mai repede, iar la capătul a 6 zile, primele două grupe se comportau precum cel de-al treilea, care nu avea de traversat nicio substanță. Fiecare blob a învățat așadar că substanțele nu erau periculoase, după ce s-au confruntat de mai multe ori cu aceeași situație, fenomen care în comportamentul ființelor vii se numește deprindere. După alte două zile fără a intra în contact cu substanțele amare, organismele unicelulare manifestau comportamentul inițial de neîncredere. Când doi blobi fuzionează, unul îl învață pe celălalt. Capacitatea de învățare și memoria sunt elemente cheie în lumea animală. A învăța lecții prin experiență și adaptarea comportamentului în funcție de acestea sunt aspecte vitale pentru orice ființă care trăiește într-un mediu în continuă schimbare. Aceste manifestări sunt considerate a fi apanajul ființelor dotate cu creier și sistem nervos. Într-o altă etapă a experimentului menționat anterior, s-a putut observa că deși un blob nu are creier sau sistem nervos, poate chiar să transmită ceea ce a învățat, fuzionând temporar cu congenerii săi. S-au combinat blobi experimentați, care trecuseră prin chinină, cafeină sau sare, cu blobi naivi, neexperimentați, pentru a fuziona, după care au fost puși din nou în fața substanțelor. Surpriza a fost că blobii miști erau mai rapizi decât cei naivi, la fel de rapizi ca cei experimentați. Era de ajuns ca un singur blob experimentat să facă parte din această ecuație pentru ca învățătura să fie transmisă. Analiza la microscop a arătat că între un blob și altul s-a format un fel de venă prin care era transmisă informația. O astfel de venă, dacă este îngustă, este semnul unei respingeri. Dacă este largă, reprezintă un comportament normal. Nu se știe însă dacă transferul de informație s-a făcut prin transcripția ARN sau prin schimbul de proteine. Dacă se va demonstra că un astfel de organism unicelular poate face transfer de informație fără a poseda sistem nervos, în cercetare se vor deschide căi nebănuite. În aceeași măsură, experimentele cu blob
care au demonstrat existența deprinderii de a învăța la un organism unicelular, apărut în urmă cu peste 500 de milioane de ani, conduc spre o reconsiderare a cunoștințelor despre originea învățării cu mult mai veche, se pare, decât cea condiționată de existența sistemului nervos. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!